Schimbarea codului civil privitor la durata minimă a contractelor de arendă este un subiect fierbinte pentru toți profesioniștii din agricultura românească și abordat în nenumărate rânduri de către presa de specialitate. Principala modificare a legii arendei a fost focusată pe durata arendării, unde propunerea este de minim 7 ani, iar subarendarea totală sau parțială este interzisă, cu excepția schimbului de utilizare a terenului între arendași. Noua lege dedicată a arendei își dorește să aducă mai multă stabilitate și claritate în mediul agricol, care deja a trecut prin nenumărate dificultăți, precum seceta prelungită, lipsa fondurilor financiare necesare pentru sistemele de irigat, pandemia COVID-19 și, nu în ultimul rând, războiul dintre Rusia și Ucraina. Comisia Europeană a Agriculturii și Dezvoltării Rurale menționează că România este țara cu cel mai mare număr de fermieri din Uniunea Europeană, aproximativ 3,5 milioane, însă 90% dintre ferme sunt de dimensiuni reduse, având mai puțin de 5 hectare. Prețul aproximativ al arendei pentru un hectar de pământ în România este de aproximativ 200 de euro. Costul rămâne unul relativ scăzut, comparativ cu țări precum Germania, care are costuri cuprinse între 340 și peste 600 de euro pe hectar teren arabil. Acest proiect de lege al arendei aduce beneficii fermierilor în principiu din trei motive. În primul rând, cel ce lucrează pământul dat în arendă are timp să-și recupereze investiția. Utilaje agricole, pesticide, personal angajat, mai ales dacă în anul respectiv a avut loc o calamitate, precum seceta. În al doilea rând, dacă aceștia doresc să apeleze la sprijinul instituțiilor bancare, acestea vor fi mult mai dornice să ofere ajutor financiar din moment ce contractul de arendă este pe o perioadă mai lungă, deoarece există o șansă considerabilă ca solicitantul să-și poată recupera investiția și să achite datoriile. În al treilea rând, având în vedere schimbările climatice, unde România s-a confruntat cu temperaturi neobișnuit de ridicate și cu o lipsă cronică a apei, mai ales în sudul țării, foarte mulți fermieri au fost nevoiți să apeleze la sisteme de irigat, echipamente ce pot ajunge la costuri de mii de euro. Prin urmare, beneficiarul pământului dat în arendă nu numai că prezintă o credibilitate mai mare în fața instituțiilor bancare, dar are și timpul necesar pe parcursul la minim 7 ani să-și recupereze investiția. Pe de altă parte, drepturile celor ce își dau pământul în arendă sunt protejate, din moment ce acesta este anulat în cazul în care plățile nu sunt achitate din partea beneficiarului, chiar și înainte de termen. Prin urmare, ambele părți ar putea avea de câștigat în urma acestui proiect de lege, în eventualitatea în care este aprobat, cu condiția ca ambele părți să fie sigure de onestitatea și credibilitatea persoanelor implicate, dar și de abilitățile profesionale și reputația acestora.